Oamenii lui Dumnezeu, rămânem în picioare și vă invit să deschideți încă o dată Scriptura, de data aceasta în Evanghelia după Marcu, capitolul 11. Și vom citi, începând cu versetul 12, despre smochinul blestemat. Marcu 11, cu 12. A doua zi, după ce a ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns la Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu e scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau să-l omoare, că se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însăra Iisus, ieșea afară din cetate. Amin. Tată Ceresc, mulțumim că în seara asta ne-ai primit înaintea Ta. Inima noastră s-a ușurat rugându-ne, mărturisindu-ne și primind milă de la Tine. Sufletul nostru s-a umplut de bucurie, de pace, de echilibru, de liniște, pentru că Tu ești Domnul care potolește furtuna, valurile. Tu ești Domnul care oprește nenorocirea, care îndepărtează necazul, care ridică suferința și care dă binecuvântare. În fața Ta ne aplecăm Regele și Dumnezeul nostru, să ne închinăm și să-ți mulțumim. Dă-ne cuvântul Tău, după voia Ta, după planul Tău și noi îți mulțumim. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reașezați. În seara aceasta am citit despre smochinul blestemat. Am citit doar o parte din pasajul biblic care vorbește despre ideea aceasta. Ar fi trebuit să citim până la versetul 26, paragraful intitulat Puterea credinței, care vorbește de fapt despre același lucru. Intenția mea este să vă aduc încă o dată aminte de mesajul pe care Dumnezeu l-a așezat în pilda aceasta. De fapt nu e o pildă, e o minune a Domnului. Blestemarea smochinului uneori stârnește controverse în înțelegere. Adică ce a vrut Domnul să spună când a făcut lucrul acesta? De ce Domnul a făcut lucrul acesta și ce a vrut să spună? Pentru ca să înțelegem, este necesar să înțelegem faptul că ce Domnul a făcut pe drum are legătură cu ce Domnul a făcut în templu. Este absolut același lucru. Ce Domnul a făcut pe drum cu un pom, a făcut cu farisei și cu cărturarii în templu, este absolut același lucru. Uitați ce vreau să spun. Mântuitorul era la sfârșitul misiunii sale de aproape 3 ani și jumătate. Era în săptămâna patimilor, în cea de-a doua zi. În ultima săptămână, Domnul devine foarte direct cu cărturarii. Domnul 3 ani și jumătate nu a fost deloc direct cu cărturarii și farisei. Aduceți-vă aminte că a fost o împrejurare în care era gata să-l împingă de pe marginea prăpastiei. Cornilescu folosește această expresie, sprânceana muntelui. E ca și cum sprânceana este malul unei prăpăstii, că urmează ochiul. Au vrut să-l omoare și Domnul Iisus Hristos tot timpul s-a ferit de lucrul acesta, nu pentru că el fugea să moară, ci avea o misiune de îndeplinit care avea mai multe etape. Însă acum a venit săptămâna patimilor, acum a venit sfârșitul. Acum a intrat în ultima săptămână și urma să moară și dintr-o dată devine foarte direct,
foarte aspru cu farisei și cu cărturari. De fapt, în afară de cărturari și farisei, Domnul n-a mai fost aspru decât cu duhurile rele. Domnul n-a fost aspru cu oamenii păcătoși. Aduceți-vă aminte că se întâlnește cu femeia aceea imorală, prinsă în păcatul ei. Și pur și simplu are o atitudine de clemență, de grație, greu de înțeles. Noi avem o foarte mare adversitate față de genul ăsta de păcate. Noi tunăm și fulgerăm când ajungem aici. Dar Domnul o scoate din mâna cărturarilor nu pentru că a vrut să protejeze o păcătoasă, ci pentru că ei erau nedrepți. Și tocmai asta le spune când le zice: dacă sunteți diferiți de ea și n-ați păcătuit, aplicați legea, puneți mâna pe pietre și loviți-o. Dar dacă sunteți ca ea, deși poate n-ați făcut chiar păcatul ăsta, dar ați făcut altele, atunci cred că ar trebui să nu vă descalificați să loviți pe altul cu pietre, loviți-vă pe voi. Și oamenii înțeleg mesajul și pleacă. El se uită la femeie și o întreabă: nu te-a omorât nimeni, nu te-a lovit nimeni, nu te-a osândit nimeni? Și ea spune: nu, Doamne. Domnul spune: nici eu nu te osândesc. Însă ce urmează este concluzia: du-te și să nu mai faci. Frații mei, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea să ne lovească când păcătuim. Își găsește plăcerea să regretăm când am păcătuit, să învățăm lecția și să nu mai trecem niciodată pe drumul ăla. Tot ceea ce ne dorim noi ca părinți, când copiii noștri fac prostii, deși ne doare, mai ales dacă e public, ne e rușine, că fiecare dintre noi ne dorim o oarecare măsură de prestanță, de onoare, de demnitate. Nu ne place să fim o familie de nimic. Fiecare vrem să avem o reputație bună, de aceea să știți că bârfele strică reputația asta. Și bârfele sunt atitudinea unor oameni mojici și fără milă și fără caracter, pentru că în timp ce lor le place să fie bine văzuți între oameni, ei pur și simplu ucid cu vorba onoarea și reputația altora. Dar Domnul îi spune la femeia aia ceea ce ne spune și nouă și ceea ce spune și noi copiilor noștri: să nu mai faci niciodată asta și voi fi mângâiat și bucuros. Ei bine, aici Domnul trece pe lângă un smochin și îi se face foame. Haideți să vorbim puțin despre specificul smochinului. Deși nu-i mare filozofie, totuși trebuie să acceptăm că în zona noastră, nici în România, nici în America, nu sunt smochini, pentru că nu este clima potrivită pentru asta. Smochinul este primul pom pomenit în Biblie. Aduceți-vă aminte de Geneza, capitolul 3, versetul 7, unde Scriptura spune că atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Este primul pom pomenit în Biblie. Smochinul este un pom destul de înalt, cu frunze mari, cu rădăcini foarte puternice, și el este un pom care trăiește foarte mult. Este ciudat, este o excepție în rândul celorlalți pomi, prin faptul că ies mai întâi fructele și mai apoi frunzele. Toți pomii, mai ales pomii din cultura noastră, mai întâi înfrunzesc, înmuguresc și mai apoi fac fructe. Ei bine, observați că smochinul, ca și vița de vie, nu e doar simbolul poporului evreu, ci este și simbolul, pe de o parte, al prosperității, dar pe cealaltă parte, al judecății. În Zaharia 3:10, în ziua aceea, zice Domnul, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Însă în Ieremia 8 spune: vreau să îi sprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nici smochine în smochin, și frunzele se vor vesteji, le voi da celor ce va trece peste ele. Smochinul este simbolul prosperității, dar este și simbolul blestemului. El e un simbol potrivit al lui Dumnezeu, pentru că are aceste două valențe, exact cum are Dumnezeu dragostea și dreptatea. Este surprinzător faptul că Mântuitorul pleacă din Betania, unde a stat în casa surorilor Marta și Maria, fratele lor Lazar, și se duce spre Ierusalim. Până în 10 kilometri era distanța, chiar mai mică. Și
Este ciudat că femeile astea nu i-au dat nimic să mănânce Domnului. Pe drum, Biblia spune că a flămânzit. Expresia a flămânzit se întâlnește de câteva ori în Scriptură și vorbește despre faptul că a ajuns să-i fie foarte foame. Vă mai aduceți aminte care este verbul pe care îl folosește evanghelistul când povestește, când prezintă faptul că Mântuitorul a postit? Exact verbul acesta îl folosește după 40 de zile. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos era foarte flămând. A mers la pomul acesta pentru că a văzut frunzele și pentru că fructele trebuiau să fie acolo. Cei care sunt pricepuți, care știu să explice despre smochin, spun că el rodește de două ori. Odată un fel de sample, prin martie, aprilie, niște smochine foarte mici, dar foarte gustoase, și la sfârșitul verii, spre toamnă, face niște smochini foarte mari și foarte buni. Ceea ce înțelegem din text este faptul că era exact în această primă perioadă. De ce Domnul blestemă smochinul dacă nu avea roadă? Nu era vremea smochinelor, a fructelor coapte, pentru că nu era octombrie, însă era timpul din primăvară când el făcea niște fructe mici, dar acestea nu sunt. Blestemarea smochinului este o profeție despre ce urma să se întâmple evreilor. Pentru că după ce Domnul trece pe lângă smochin, spune suficient de tare să nu mai mănânce nimeni rod din tine, ca ucenicii să audă, pentru că ei vor rămâne în urma lui în viață, ei vor fi prezenți când va cădea Ierusalimul în anul 70. Observați că Domnul intră în Ierusalim și este interesant că Biblia ne spune, intră în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, scaunele celor care stăteau așezați și vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte niciun vas prin templu. Cum numiți dumneavoastră ce a făcut Domnul Iisus? El a făcut o reașezare a lucrurilor de la început. La început în templu nu se schimbau bani. La început în templu nu se vindeau păsări pentru jertfă. La început în templu nu se făcea business, aia era casă de rugăciune. Adică atunci când intri în templu, ai venit să te rogi. Ai venit să intri în dimensiunea lui Dumnezeu. Ai venit să fii atins. Nu te ocupi de lucrurile care te ocupi afară. Vii să te ocupi de lucrurile spirituale. Vrei să te întâlnești cu Creatorul, cu Divinitatea. Ei, oamenii ăștia au creat o alternativă. Ei nu erau acolo să se roage. Există posibilitatea să vii în templu fără să te rogi. Exact cum smochinul acela avea invitația frunzelor, că fructele sunt prezente, dar fructele nu erau acolo, era numai o invitație falsă. Era numai o aparență, o aparență în spatele căreia nu exista nimic. Ceea ce este surprinzător este că Domnul se poartă foarte aspru cu oamenii ăștia și le spune, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Voi ați uitat că scopul acestei clădiri este pentru onoarea lui Dumnezeu, nu pentru foloasele și interesele voastre, pe care le mascați în spatele frunzelor. Frați și surori, este interesant că Domnul în această ultimă săptămână din viața lui devine foarte dur, direct și îi expune pe farisei. Și ceea ce face pe drum cu smochinul este același lucru pe care îl face în templu cu fariseii și cu cărturari. Pentru că exact cum smochinul avea frunzele care spuneau că fructele sunt deja acolo, tot la fel oamenii ăștia făceau lucruri de aparență în spatele cărora exista o goliciune teribilă, o ipocrizie fără seamăn. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus, când intră în templu, îi expune pe acești oameni. Apoi, preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau să-l omoare. Încercați să înțelegeți ce vreau să spun. E ciudat că sunt oameni
care atunci când sunt confruntați cu starea lor păcătoasă, în loc să se pocăiască, încearcă să-ți facă rău ca să-ți închidă gura. În loc să spună, frate, îți mulțumesc pentru că mi-ai spus un lucru care mă trezește, mi-ai deschis ochii. Parcă nici nu mi-am dat seama că am ajuns să fac lucrurile astea. Dar observați, nu mai puteau, datorită mândriei și păcatului care cuprinsese inima lor, n-au mai avut puterea să se pocăiască. Și când nu mai suporți mesajul, ataci mesagerul. Pentru că mesajul nu poți să-l ataci, că e Scriptura, dar ataci mesagerul. Și atunci au vrut să-l omoare. Pentru ce trebuia Hristos omorât? Că a venit să le spună următorul lucru. Casa asta e a lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie onorat aici. Iar oamenii care vin trebuie să intre în părtășia lui Dumnezeu și sufletul lor să se sfințească. Voi ați venit să faceți business, voi ați venit să vă dați mari, voi ați venit pentru popularitate, pentru faimă. Oameni buni, pocăiți-vă! Ei n-au puterea să se pocăiască, dar au puterea să-L omoare. Nu oamenii de afară au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus. Cei mai buni din popor au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus și au și făcut lucrul acesta peste câteva zile deja. Ceea ce vreau să spun prin predica asta, noi nu mai facem parte din lume. Noi ne-am pocăit și acum facem parte din familia Bisericii lui Dumnezeu. Și asta ne dă o stare de confort și de liniște. Toți oamenii care vin la biserică cred că toți vor merge în cer. Și adevărul este că așa ar trebui să fie. Dar această minune pe care a făcut-o Domnul Iisus, cu un pom pe care l-a blestemat ca promis și n-avea o acoperire, un cec care nu poate fi acoperit de banii care sunt în bancă, și când intră în templu, în locul smochinului sunt liderii evreilor. În ce măsură lucrul ăsta poate să fie adevărat și astăzi? În aceeași măsură în care a fost adevărat atunci. Oamenii din popor îi vedeau pe oamenii ăștia că sunt așa? Da și nu. Da, dacă intra într-o relație personală cu ei, nu. Dacă mergeau la templu, îi vedeau îmbrăcați cu îmbrăcămintea aceea care inspira respect, admirație, îi vedea rugându-se, spunând cuvinte din Scriptură, dar uitați ce aveau în inimă, aveau intenția să-L omoare pe Domnul. Ei erau slujitorii Domnului, dar aveau intenția să-L omoare pe Domnul. De ce? Pentru că îi expunea. Scopul lor nu era să se pocăiască, ci să se ascundă. De aceea când Domnul i-a expus și a dat cortina la o parte, ei s-au văzut expuși. Și atunci și-au pus de gând să-L omoare. Se temeau de el, însă pentru că poporul îl iubea și îl respecta datorită învățăturii pe care o dădea oamenilor. Oamenii sorbeau cuvintele lui, însă farisei și cărturarii îl urau de moarte. Acesta este mesajul smochinului blestemat, un pom care nu-și face datoria, un grup de oameni care nu-și fac datoria. Vedeți ce bine ar fi fost să spună, oameni buni, noi avem alte concepții, avem alte priorități. Noi vrem să ne cumpărăm o caravană de cămile, să ne apucăm de business, să ne facem o afacere profitabilă, să nu mai stăm aici să trăim din zeciuielele de la templu la mâna voastră. Dar ei nu vreau să facă asta. Au rămas acolo, însă nu trăiau la nivelul demnității pe care o impunea poziția și misiunea lor acolo. Domnul intră, îi expune, le vorbește dur ca să înțeleagă, dar ei încearcă să-L omoare în loc să se pocăiască. În contextul acestei predici, a acestui mesaj, a acestei învățături, haideți să ne gândim. Avem puterea să ne pocăim atunci când Dumnezeu ne vorbește? Sau dăm vina pe vorbitor? Dăm vina pe vreme, dăm vina pe cei din jur, dăm vina pe nevastă, pe bărbat, pe copii, dăm vina pe Biden, pe război, pe pandemie,
Și oamenii ăștia au făcut la fel. În mintea lor existau niște, un soi de argumente, dar au ajuns la o decizie teribilă, să dorească să-L omoare pe Mântuitorul Iisus Hristos. În ce măsură noi putem să ajungem într-o astfel de stare, încât nici cuvântul Domnului să nu se mai poată atinge de inima noastră? O părere înaltă, mulți ani de venit la biserică, poate faci ceva în biserică și toate lucrurile astea îți conferă o anumită poziție comunitară, însă inima o cunoaște doar Dumnezeu. Eu pot să spun vorbe foarte diferite de ce gândesc, pregătite doar pentru public, care, o vorbe care au un anumit scop. N-au scopul să întărească lucrarea Domnului, ci au scopul să mă întărească pe mine și poziția mea comunitară. Noi nu cunoaștem asta, că suntem oameni, privirea dumneavoastră se oprește la haină, dar este cineva care cunoaște inima în adevăr. Oamenii lui Dumnezeu, să nu avem încredere în inima noastră. Inima noastră este o inimă din carne. Dacă ne lăsăm conduși de ea, scopurile ei sunt legate de pământ, de măreție, de mândrie, de influență, de importanță, de realizări, de pofte. Asta vrea inima asta. E rea și nespus de înșelătoare. Ar trebui să ne temem de Domnul. Ar trebui să umblăm smeriți înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să nu ne mai atribuim atâta competență și calitate și măreție, pentru că nu suntem decât niște oameni. Biblia este plină de oameni mari care au căzut. Unul a căzut într-un fel, altul în altul. Și Scriptura spune, uitați-vă la voi înșivă și aveți grijă ca să nu cădeți, să stați în picioare. Pilda aceasta ne vorbește despre cineva înalt, despre cineva care promite, despre cineva care are abundență și totuși, când te uiți atent, nu are nimic. În ce măsură suntem interesați de aparențe? În ce măsură investim pentru treaba asta, în loc să investim în adevăr? Aș vrea să avem un moment de rugăciune și să ne gândim la pilda aceasta și nu atât de mult la pilda smochinului, cât la realitatea acelei categorii de conducători, de slujitori, de oameni care predicau Evanghelia și erau cei mai mari dușmani ai Domnului Iisus. Cum poți să fii sfânt dacă dușmănești? Cum poți să fii sfânt dacă bârfești? Cum poți să fii sfânt dacă ești rău? Cum poți să fii sfânt dacă îi ciocăm pe frați? Cum poți să fii sfânt dacă ai planuri murdare, nebisericești, nesfinte, neduhovnicești, ca oamenii din lume? Simplu, frunzele rezolvă problema aparențelor. Domnul nu i-a expus prea tare, pentru că știa care sunt consecințele. Dar acum era săptămâna mare, a doua zi dintre cele cinci până urma să moară. Și le vorbește direct și lămurit. Ei se enervează și nervii, în loc să-i ducă la pocăință, îi duce la mânie și la dorința de răzbunare. Observați versetul 20. Dimineața când trecea pe lângă smochinul, cenicii l-au văzut uscat din rădăcină. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te, aruncă-te mare și dacă nu se va îndoi, se va întâmpla lucrul acesta. Când stați în picioare să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte de greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, citiți dumneavoastră în continuare. Asta este o aplicație a pildei smochinului. Ce fel de om ar trebui să fim noi într-o generație unde există predici atât de explicative, unde avem atâta belșug de
explicația Scripturii, atâtea oportunități, putem să ascultăm orice predicator de pe fața pământului, de la noi din pat, de la noi de pe sofă, și totuși, tot mai puțin vin la biserică. Dați-vă! Pandemia ne-a stricat și ce mai aveam. Oamenii sunt tot mai cu ochii pe lucrurile materiale, pe plăceri, pe distracții, pe alte preocupări. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos: casă de rugăciune. Înțelegeți accentul? Rugăciune. Rugăciune. Lucru care este cel mai neglijat astăzi e rugăciunea. Indiferent ce activități facem, rugăciunea este destul de scurtă. Seminarii, conferințe, întâlniri, studii, adunări, rugăciunea este puțină. Dacă vorbim de întâlniri prin case, aproape că vizite de rudenie sau, mă rog, tot felul de vizite, aproape că nu ne mai rugăm deloc. Există o casă de rugăciune al cărui scop nu trebuie să-l deturnăm niciodată. Și în vremea noastră sunt tendințe de a deturna scopul acestei case. Goliciune, expunere, modă, divertisment, aproape că nu le mai putem controla și nu vreau să intru în detalii. Dar vreau să vorbesc cu dumneavoastră, niște oameni iubitori de Dumnezeu și joia, și să vă spun că starea în care suntem reclamă o urgentă atitudine de restaurare. O urgentă atitudine de restaurare. Bătrânii noștri, generația părinților, a bunicilor noștri, n-au avut carte, n-au avut mașini, n-au avut oportunitățile noastre. Dar poate că lucrul care îl făceau cel mai mult era să se roage. Întâlnirile de rugăciune nu sunt comode, nu sunt de dorit. Și dumneavoastră știți și vedeți lucrul ăsta foarte bine. Vă întreb, care va fi reacția în inima noastră acum, când Domnul și nouă ne vorbește lămurit? Va fi ca a lor? Sau va fi ca fiul risipitor care și-a venit în fire și a spus: și stai eu să mă chinui aici, mă, când tata-i domn acolo în orașul lui, iar eu nu pot să bag în gură o roșcovă pe care o mănâncă porcii. Oamenii lui Dumnezeu, umilința ne dă puterea să ne criticăm mai mult pe noi decât pe alții, ne dă puterea să ne uităm la defectele pe care le avem și să le acceptăm, în sensul să le acceptăm că există și apoi să ne luptăm împotriva lor. Umilința este necesară, că dacă nu suntem umili, atunci avem o părere foarte înaltă despre noi și nici nu ne face în timp să ne uităm dacă e adevărat sau nu ce ne mai spune o profeție, o predică, o cântare sau o poezie. Aș vrea să vă chem să avem un moment de rugăciune. Dumneavoastră știți unde sunteți, eu știu unde sunt eu. Ne uităm la oamenii ăștia unde au fost ei și unde au fost ei n-a fost bine. Domnul a încercat să-i corecteze, ei s-au împotrivit și vreau să-l termine ca să aibă liniște. Dar starea lor nu era o stare de liniște, era o stare de groază. Aș vrea să ne rugăm și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne inspire, să ne dea puterea de a coborî în interiorul nostru și de a accepta că uneori suntem tentați să avem o părere înaltă despre noi. Și poate că avem argumente, dar întotdeauna măreția de genul ăsta nu lucrează slava lui Dumnezeu și nu conduce la pocăință și la smerenie. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm.